Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivan. Povesteam cu dumneavoastră acum vreo două sau trei, poate patru emisiuni despre incapacitatea funciară a Occidentului și occidentalilor de a pătrunde mental Rusia, mentalul rus, mentalitatea rusească, nu doar a mujicului de rând, dacă preferați expresia, ci și a politicului, a modus operandi al establishmentului militar, politic, economic, rusesc. Chestia asta, vă spuneam, am descoperit-o, incapacitatea de a înțelege Estul European și Rusia în special. Vă spuneam, am descoperit-o student fiind la Milano și apoi tot student, dar la masterat și doctorat în Statele Unite. Acolo, sigur, mare simpatie, est, nu știu ce, libertate, dictatură, ieșiri din dictat, așa. Dar dacă discutai cu oamenii aceia, chiar profesori, deci oameni foarte titrați, foarte serioși, tobă de carte, care citiseră și scriseseră extensiv la viața lor, nu reușeau să treacă dincolo de un prag mental de înțelegere. Pur și simplu, nu înțelegeau cum a fost cu putință ca asta, 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 asta. Când le povesteam din experiența mea personală, din adolescența mea, din comunism, din ceaușism, oamenii aceia rămâneau cu gura căscată de parcă i-ar fi blocat cineva așa. Și mă întrebau din când în când, really? Și eu, really? Și asta de vreo 15 ori. Really? Deci chestia asta se întâmpla la nivel universitar. Vă dați seama, omul de rând, americanul de rând, care oricum nu distinge un alb român de un alb britanic sau de un alb norvegian sau grec, este exact aceeași chestie pentru marea majoritate a americanilor. Asta vă pot garanta. Da? Ești european alb, punct, la revedere. Nu există alte nuanțe. Pentru gros, da? Bun. Și atunci, apropo de chestia asta, citesc din nou în Le Figaro o chestie interesantă. Apropo de cum considera Vestul, în speță Marea Britanie, să se raporteze la Putin la începuturile sale. Și nu chiar atât de la începuturile sale, ale lui Putin, deci, la putere. Și toate chestiile astea, inclusiv o recomandare a unui consilier guvernamental de rang înalt, o să vedem imediat, datează de peste 20 de ani și au fost dezvăluite chestiile. Deci, în arhivele făcute publice miercuri 19 iulie. Și asta citesc în Le Figaro. Ei bine, într-o notă confidențială din iulie 2001, consilierul de politică externă Roger Little se referea la scenariul cel mai rău, ca să vedeți unde vroiam să ajung. În general, da, există o neînțelegere fantastică a Rusiei, a modului de a opera al rușilor, al sovieticilor, înaintelor și așa mai departe, dar există rar și oameni luminați în vest care pun degetul pe rană și trag semnalul de alarmă, ei nu sunt băgați în seamă. Ei de obicei sunt acuzați că sunt alarmiști, sunt radicali, sunt tot felul de ceva, ceva ism li se găsește și lor pentru a nu fi băgați în seamă. Și totuși, într-o notă confidențială, că aici vroiam să ajung, din iulie 2001, consilierul de politică externă Roger Little se referea la scenariul cel mai rău, worst case scenario, al unei intervenții rusești în Ucraina și la rezistența pe care ucrainenii ar putea să o opună în fața erodării independenței greu câștigate a țărilor. Cineva, deci, s-a gândit la chestia asta încă de atunci. De când? Din vara lui 2001. Cine a fost ăsta? A fost un om din establishmentul de la Londra, un consilier, e adevărat, de politică externă, Roger Little, care a spus, fraților, nu vă luați după aparențe, nu îl cocoloșiți pe Putin, pentru că aici e posibilă inclusiv o chestie de genul ăsta. Nimeni nu l-a băgat în seamă, nimeni nu l-a luat în serios. Cred că mulți ar fi zis, ăsta e nebun. Uniunea Sovietică s-a prăbușit deja de atâta timp. Ce intervenție
ce imixtiune în treburile interne, deja acolo bate vânt de libertate peste tot, comunismul este mort și încheiat, istoria s-a terminat, vorba lui Fukushima, care n-a înțeles mare scofală atunci, the end of history. Da? Deci s-a terminat comunismul, nu mai are ce să se întâmple. Practic devine totul plictisitor. Asta a fost ultima provocare. Va fi totul numai o democrație occidentală și cu asta basta. Acest memorandum de care vă povestesc, adresat premierului de atunci, Tony Blair, este unul din sutele de exemplare de acest fel și de pagini de arhive ale guvernului britanic privind Ucraina, care au fost făcute publice, arhivele astea, miercurea trecută. Și ele arată dificultățile, cum vă spuneam, pe care Regatul Unit le are în a înțelege de fapt ce se întâmplă acolo, în a înțelege lumea post-sovietică și de a răspunde, evident, aspirațiilor Ucrainei de a se apropia de Uniunea Europeană, de a se apropia de NATO la un deceniu de la prăbușirea URSS-ului. La acea vreme, la scurt timp după atacurile de la 11 septembrie, vă amintiți, NATO și aliații, în general, doreau să consolideze relația cu Rusia putinistă, cu președintele, tânărul președinte Vladimir Putin pe atunci, care, sigur, foarte abil își exprimase susținerea pentru războiul împotriva terorismului. Da, noi suntem împotrivă, sigur, sigur, cum să nu. Și occidentali au căzut pe spate. Wow, uite, avem susținerea Rusiei. Ce grozav este omul. Într-o scrisoare din noiembrie 2001, adresată secretarului general NATO de atunci, George Robertson, Tony Blair, primul ministru de la Londra, lăuda reînnoirea legăturilor dintre Moscova și NATO și se declara convins că președintele rus dorea să dezvolte un nou parteneriat cu NATO. Așa simțea Tony Blair în străfundurile lui. Dom'le, ăsta e un tip bun, vrea să fie partener cu noi. Acum e război împotriva terorismului, rușii sunt alături de Occident, pericolul comunist nu mai există, Uniunea Sovietică s-a prăbușit. Ei sunt cu noi, de ce n-ar fi? Nu, în fond, noi am câștigat războiul rece. Ei. În notele sale, acel consilier Robert Little, care în prezent mai există și este membru al Camerei Lorzilor, a detaliat importanța strategică a Ucrainei. Omul ăsta a înțeles ceva, ceea ce nu înțelesese nimeni pe atunci, foarte puțin înțeleg și astăzi. Imediat după ce a primit o delegație ucraineană în Marea Britanie, în decembrie 2001, el i-a raportat șefului său, adică lui Tony Blair, primului ministru, că ucrainenii considerau că Londra avea o viziune prea optimistă asupra lui Putin. Ia auzi! Păi fix ce argumentez și eu. Adică au venit ucrainenii la Londra și le-au spus ăstora, bă băieți, ușurel cu pianul pe scări, să nu se verse clapele cumva. Pentru că voi aveți o impresie foarte greșită a ceea ce se întâmplă la Moscova. Voi nu l-ați înțeles pe Putin și n-ați înțeles de fapt nimic, nici din vremea URSS, nici din vremea post-sovietică. Ăia cam vor același lucru, să știți. Și englezii, dar cum e posibil așa ceva? Nu, comunismul s-a terminat, ambițiile imperiale ale Rusiei nu mai există, acum Rusia se reconstruiește cu un om care se vrea a fi puternic, nu e nicio problemă, totul este lapte și miere. N-a fost lapte, n-a fost miere. Deci, omul ăsta e raportat lui Tony Blair că ucrainenii i-au acuzat pe englezi că au o viziune prea optimistă asupra lui Putin, care în opinia lor este un politician abil, dar nu un erou democratic în niciun caz. Englezii n-au înțeles mare scofală. Cu 6 luni mai devreme, tot consilierul ăsta detalia într-o scrisoare dorința Kievului de a crea o relație specială cu Londra, care există acum, în 2022-2023, atunci încă tânăra democrație ucraineană, câtă era și ea atunci, săraca, de unde să fie mai multă, nu? Încerca și ea marea cu degetul și spune el, dacă noi am arăta mai mult interes decât o facem, dar englezii n-au arătat interes. Adică nici n-au înțeles prea bine cum, adică Ucraina nu e Rusia, nu e tot ceva post-sovietic, tot pe acolo trebuie să fi fost, deci care e problema? Să
rezolve cu rușii dacă au ceva de rezolvat și cam basta. Consolidarea democrației și a economiei șubrede a Ucrainei sporește stabilitatea viitorilor frontiere estice ale UE, zicea acest consilier, Robert Little, și reprezintă o barieră formidabilă în fața oricărei reapariții a imperialismului rusesc în Occident. Vă dați seama ce vizionar a fost acest om. Și mai zice așa, o implozie a Ucrainei ar duce în cel mai bun caz la presiuni migratorii masive într-o țară de 50 de milioane de locuitori și în cel mai rău caz ar putea duce la o intervenție rusă în Ucraina și la un război civil declanșat de ucrainenii din vestul țării care se opun cu fermitate erodării independenței greu câștigate a țării lor. Război civil nu avem astăzi, în schimb avem un război la scară largă, o invazie pe care nici măcar Robert Little n-a putut-o anticipa la amploarea aceasta. Nimeni nu l-a ascultat, nimeni nu s-a preocupat, pentru că Occidentul a făcut o greșeală de care eu am auzit vorbindu-se fragmentar în America, doar în cercurile academice și nici acolo foarte mult. Și anume, Occidentul deci a considerat că odată ce a învins în războiul rece, odată ce comunismul și Uniunea Sovietică s-au prăbușit și au dispărut, problemele s-au încheiat în clipa aceea. Nu rămân nici năravuri, nu rămân nici resentimente, nici dorință de a avea o hegemonie așa cum vrea Putin acum. Nimeni n-a considerat chestia asta. Toți au plecat de la premisa de bună credință, de o epocă nouă care stă să înceapă un suflu nou și cu asta basta. Greșeala a fost enormă, a fost fundamentală, care acum se plătește scump de tot. Și cum vă spuneam și în emisiunea trecută, cu ce se întâmplă acum pe front, nimeni din analiștii militari occidentali nu este optimist. Nimeni. Toți sunt cel mult rezervați și efectiv e greu de imaginat ce se va întâmpla bun, pentru că nimeni nu mai speră, din păcate, ca Ucraina, dacă va continua să primească armament cu țârâita și strict doar pentru a se apăra și a nu lovi la nu știu ce distanță și pe nu știu cine și așa. Deci în condițiile astea nimeni nu mai speră ca Ucraina să-și poată elibera militar teritoriul și în est și în sud și Crimea mai la sud. Nu se va putea întâmpla asta. Cred că e bine să fim realiști cu toată părerea de rău și să ne gândim de ce. Și una din marile cauze ale acestei mari neînțelegeri e tocmai această neînțelegere funciară, fundamentală a Occidentului de a pricepe, de a intra în mecanismul de funcționare al Rusiei, al establishmentului rusesc și de a cunoaște bine și istoria sovietică și cea post-sovietică. Dacă asta s-ar fi întâmplat, deciziile ar fi fost altele. Pentru că aici am avut de-a face și cu un fel de corectitudine politică înțeleasă, din nou înfiorător de prost. Nimănui nu i-a plăcut expresia pe care eu am folosit-o în Statele Unite la universitate, și anume faptul că rușii nu pricep altă limbă decât cea a forței. A forței și a amenințării cu forța. Nu se pricepe altă limbă la Moscova. Și chestia asta n-a picat bine, mi-amintesc. Nu pot să spui așa ceva, e foarte brutal, e un mod neamerican de a pune problema, poți să te exprimi așa, să aduci pe tapet un astfel de concept, cum adică? N-au înțeles fiindcă nu știau, nu cunoșteau. Acum, probabil, că au înțeles mai bine, dar n-o fi prea târziu. Vă mulțumesc pentru atenție, pentru faptul că vă abonați la acest canal și le recomandați și altora. Vă mulțumesc că îl distribuiți prin rețelele dumneavoastră de socializare. Mulțumesc că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial Facebook, așa cum vă mulțumesc anticipat pentru faptul că sprijiniți acest canal prin Patreon, PayPal și Revolut, sau vă mulțumesc și celor care o faceți deja pentru a putea merge mai departe aici în online. A fost la microfon Cristian Ivaneș.
Până data viitoare, toate bune și, ca de obicei, să auzim numai de bine!